Când am fost în România anul trecut, mi-am recumpărat o carte veche pe care am citit-o când am fost tânăr. Este o carte a unui împărat roman, Marcus Aurelius. Este considerată o carte de căpătie a civilizației europene. Și cartea asta se intitulează Dialog cu mine însumi. Am recitit-o la vârsta asta, pentru că e bine să recitești unele cărți importante la o altă vârstă, pentru că le înțelegi diferit. Și ce m-a impresionat este că Marc Aurelius și-a început cartea cu un capitol în care spune ce am învățat de la mama am învățat și dă o listă ce am învățat de la maică sau de la tată am învățat și spune ce am învățat de la taică sau. Și pe urmă, pe parcursul a câteva zeci de pagini, ia oameni politici, senatori, romani, personalități de toate felurile, de la care el a învățat ceva. Când am scris cartea aceasta, mi-am dat seama că printre personajele despre care eu scriu sunt și unele controversate și condamnate astăzi de mulți dintre cei care studiază istoriile altora. Și mi-am dat seama că aș putea să scriu și lucruri negative despre mulți dintre ei. Cum de fapt și dacă cineva ar scrie despre mine, ar găsi suficient de multe lucruri negative să scrie. Dar în același timp mi-am dat seama că nu sunt eu Dumnezeu cel la care dă ultimul verdict asupra nimănui și că nu este jobul meu să emit niciun fel de judecăți asupra niciunui om, ci mai degrabă misiunea mea este să văd ce am putut eu învăța pozitiv, bine, de la oamenii aceștia despre care am scris. Cred că și dumneavoastră, dacă v-ați gândi la câțiva oameni din viața dumneavoastră, veți găsi că nu toți au avut părți numai pozitive, dar v-au învățat anumite lucruri foarte bune care v-au prins bine în viață. Și ceea ce suntem noi, de fapt, este exact suma acestor influențe din afară asupra noastră, începând cu părinții, rudele, frații, biserica, cărțile pe care le-am citit, și așa mai departe. Vă recomand să citiți aceste biografii a unor oameni care au exercitat o influență deosebită asupra vieții mele. Am câțiva prieteni buni, cum este Emil Creangă de la Arad. Am scris despre el, despre Teo Ciuciui de la Oradea. Toți oameni care au plecat mult mai repede dintre noi, oameni care mi-au fost foarte buni prieteni. Vă recomand să citiți oameni pe care am întâlnit uneori fără să programez eu. De exemplu, pe regele Mihai nu m-aș fi gândit niciodată să-l cunosc personal. Dar fiind păstor la Chicago, am avut harul să-l avem musafir la biserică pe regele Mihai. Și este extraordinar să-ți aduci aminte că am stat la aceeași masă cu el, am stat în birou, am conversat. Poți să înveți foarte multe lucruri și de la regi. Să nu mai vorbesc de alți oameni pe care i-am întâlnit de-a lungul vieții mele, preotul Calciu Dumitreasa, de exemplu, un preot ortodox care a făcut efectiv o revoluție în România prin scrierile lui. Un om care a stat 14 ani la pușcărie pentru că a scris 7 predici adresate tineretului României. Și a avut curaj în timpul lui Ceaușescu să citească aceste predici în biserică. După 4 seri au închis biserica și atunci le-a citit în curtea bisericii. I-au închis pe toți studenții de la Ortodoxie și din alte institute în căminele lor ca să nu mai poată veni la biserică. Au sărit pe geamuri și au venit cu scări de acasă și au escaladat zidul bisericii și au ascultat predicile lui Calciu Dumitreasa. A fost extraordinar să accepte invitația care am făcut-o să vină la Chicago, la noi, la o biserică de pocăiți, și a venit. Pe urmă, frații l-au invitat și la convenția bisericilor pentecostale din Los Angeles. Oameni de genul ăsta foarte rar în viață ai ocazie să-i cunoști. Și gândiți-vă la câțiva oameni aceștia pe care Dumnezeu vi-a scos în cale. Pentru că ceea ce suntem noi, în ultima instanță, suntem o sumă acestor influențe pozitive unor oameni asupra noastră.
În dimineața aceasta am să vorbesc despre un personaj foarte ciudat. Îl cheamă Hiel. Hiel. Este din Betel. Sunt în Biblie o serie de personaje despre care nu vorbește Biblia prea mult. Câteodată un singur verset despre ei. Dar știți că tot ce este scris în Scriptură are menirea să ne învețe și putem să învățăm foarte multe lucruri pozitive, chiar și de la oamenii aceștia care nouă ni se par obscuri, așa, nebăgați în seamă. Să începem istoria un pic mai de departe, din timpul lui Iosua. Cum evreii au trecut Iordanul, prima cetate de care ei s-au lovit imediat a fost Ierihonul. Ierihonul este considerat cel mai vechi oraș din lume. După cercetările arheologice, se consideră cel mai vechi oraș existent din lume. Vă dați seama că vechimea acestui oraș, nu, și fortificațiile lui erau o piedică majoră în calea cuceririi acestui teritoriu a Canaanului de către evrei. Victoria evreilor conduși de Iosua a fost extraordinară, pentru că după ce au înconjurat 7 zile la rând Ierihonul, în a 7-a zi zidurile au căzut și au cucerit cetatea aceasta într-un mod absolut spectaculos. După ce au cucerit cetatea, spune în Iosua, capitolul 6, versetul 26, că atunci a jurat Iosua și a zis: blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a Ierihonului, cu prețul întâiului său născut să-i pună temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile. A rosit un blestem peste cetatea aceasta. Acum facem un salt aproape 800 de ani, așa, pe vremea lui Ahab. Cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Împărați, capitolul 16, că pe vremea lui Ahab, Hiel din Betel a zidit iarăși Ierihonul, i-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiul lui născut, și i-a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun. Ciudat, nu-i așa? Biblia este galeria unor portrete mai mult sau mai puțin cunoscute de către noi. Acest Hiel din Betel este absolut necunoscut. Mulți dintre dumneavoastră, probabil, până în această dimineață, nici n-ați auzit de el. Este așa de scurt versetul ăsta, că aproape treci peste el, chiar dacă ai citit Biblia, nu reții numele acesta. Dar în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17, cuvântul lui Dumnezeu spune că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Avem, deci, scris în Scriptură că tot ce este scris, chiar și versetele acelea ciudate, puține, scurte, chiar și oamenii aceia despre care nu scrie prea mult, totul este scris pentru ca să învățăm, ca să căpătăm înțelepciune, să căpătăm de la Dumnezeu capacitatea aceasta de a fi destoinici și cu totul pregătiți pentru orice lucrare bună. Roman 15:4 spune foarte clar: și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. În timpul lui Ahab, care a fost cel mai păgân dintre regii lui Israel și a lui Iuda, dacă luați la oaltă, de exemplu, nici unul n-a fost atât de corupt ca omul acesta. Ei, omul acesta a făcut foarte mult rău țării sale și a încurajat păgânismul.
Sunt unii cercetători ai Bibliei care cred că acest Hiel din Betel, care s-a apucat dintr-o dată să rezidească Ierihonul, se pare că n-a fost foarte documentat asupra istoriei acelui loc, dar în același timp el era probabil un închinător al lui Baal, cum era religia la modă în vremea aceea, și atunci se puneau jertfe de temelie, și cei mai des, cel care construia orașul, își punea proprii lui copii la temelia orașului pe care îl construia. S-ar putea ca cei doi băieți al lui Hiel, băieții aceștia, Abiram, să fi fost pus ca și jertfă la temelia orașului, și fiul cel mai mic, Segub, să fi fost pus ca jertfă la temelia porților acestui oraș. Pentru că aproape nu-ți vine să crezi, domnule, dacă ai văzut că a murit primul tău copil în timp ce construiești, de ce nu te-ai oprit? De ce ai mers mai departe? Prima mea afirmație în această dimineață este că ignoranța nu este o scuză și nu o putem folosi niciodată. Ignoranța nu este o scuză. N-a știut oare Hiel ăsta de blestemul lui Iosua? Oameni ignoranți în ceea ce privește Scriptura sunt la tot pasul. Nu? Ați avut de-a face cu ei, întâlnim în fiecare zi. Există foarte multă ignoranță în ceea ce privește cunoașterea Scripturii. Dar dacă acest Hiel a știut de blestemul lui Iosua, înseamnă că el nu a fost un ignorant, ci a fost un revoltat. A vrut în mod voit să calce în picioare acest blestem rostit de Iosua. Este mai degrabă o revoltă și nu neapărat o ignoranță. Își pierde pe cei doi fii mai mult din revoltă decât din ignoranță. Știți că lipsa cunoașterii Cuvântului lui Dumnezeu este absolut distrugătoare? Mulțumim Domnului că și la ora de rugăciune am avut îndemnul acesta din partea lui Dumnezeu să citim Scripturile, să studiem Scripturile. Osea, capitolul 4, versetul 6, spune așa de clar: poporul meu piere din lipsă de cunoștință, fiindcă ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda. Și nu vei mai fi preot, fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu față de Israel, care uită cunoașterea de Dumnezeu. Piere acest neam din pricina că nu-L cunoaște pe Dumnezeu. O lepădare cunoașterii lui Dumnezeu este act de revoltă. Sunt câteva pasaje din Vechiul Testament unde oamenii spuneam: nu vrem să ascultăm cuvântul tău, nu vrem să ne supunem poruncilor tale. Știți că ignoranța este extrem de costisitoare? Am văzut într-o zi pe o mașină, pe un bumper sticker, și mi-a plăcut foarte mult. Zice așa: crezi că școala e scumpă? Încearcă ignoranța. Crezi că școala e scumpă? Ia încearcă să fii prost, needucat, să vezi cât costă. Ignoranța costă mult mai mult decât școala. Lipsa revelației divine asupra poporului lui Dumnezeu este absolut devastatoare. Poporul devine fără frâu, spune cuvântul lui Dumnezeu. În Proverbe 29, versetul 18, când nu este nicio descoperire dumnezeiască, când nu este revelație de la Dumnezeu, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Descoperire dumnezeiască nu înseamnă numai neapărat prorocie. Descoperire înseamnă iluminarea aceea care vine de la Dumnezeu, care îți deschide mintea, îți deschide ochii. Nu este doar o simplă informație, este o intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu care îți deschide mintea spre cunoașterea adevărată. Când ignorăm cuvântul lui Dumnezeu, timpul acela devine extrem de periculos. Când întoarcem spatele adevărului lui Dumnezeu, avem de-a face cu vremuri foarte grele. În Isaia, capitolul 5, versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: de aceea poporul meu va fi dus pe neașteptate în robie.
Boierimea lui va muri de foame și gloata lui se va usca de sete. Robie, foamete, sete, lipsuri. Când respingi revelația de la Dumnezeu, urmează aceste consecințe. Poate că nicăieri, ca și în Proverbe, capitolul 1, versetele 28 la 31, nu este mai clar spus ca aici. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirile proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde, dar cei ce mă ascultă vor locui fără grijă, va trăi liniștit fără să se teamă de vreun rău. Citiți versetele acestea, că sunt absolut șocante. Ideea numărul 2, care este foarte importantă, este că adversitățile, greutățile, pot să fie avertismente din partea lui Dumnezeu. Omul ăsta, dacă a văzut că i-a murit primul copil, nu? Era suficient de mare avertismentul acesta, semnalul acesta de alarmă din partea lui Dumnezeu să se oprească, dar nu s-a oprit. Își putea salva cel puțin al doilea copil dacă se oprea. Când dăm de necazuri și de greutăți, ar trebui neapărat să ne verificăm imediat acțiunile. Dificultățile pot veni de la satana, care ar vrea să împiedice lucrarea dificilă, să o facă mai dificilă și să împiedice lucrarea lui Dumnezeu. Dar poate că Dumnezeu vrea să ne disciplineze pentru acțiuni nepotrivite. În Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12, fiule, nu disprețui mustrarea Domnului. Și tu nu te mâhni pe pedepsele lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. S-ar putea ca Dumnezeu să-ți iasă în cale, să te oprească din drumul tău. Gândiți-vă la Balaam, de exemplu, nu? Nu vede ce se întâmplă, el merge, nebunește înainte. Sfânta Scriptură spune că a trebuit să vorbească o măgăriță, să oprească nebunia prorocului. Să fie o măgăriță mai deșteaptă decât prorocul ăsta care o ia așa direct peste deal, nu? Uneori Dumnezeu îți iese în cale să te oprească și ar trebui să ai atâta inteligență să te oprești, să vezi că dificultățile care vin peste tine sunt un semnal de la El, că nu ești pe drumul cel bun. La Apostolul Pavel a venit Domnul însuși din cer, în Fapte 9, versetul 4 la 5. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Aici Dumnezeu vine să oprească nebunia unui fariseu, a unui prea religios. Dar nebunia lui el nu se oprește. Nu se oprește la moartea primului copil și moare și al doilea. Ultimul lucru care vreau să-l discut în această dimineață este că dacă este ceva sigur în această lume pe care ne putem baza de fiecare dată, acesta este cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul și trebuie să ne bizuim întotdeauna pe el. Știți că timpul nu afectează validitatea cuvântului lui Dumnezeu? Au trecut aproape 800 de ani și probabil lumea a zis, bă, o fi fost, cine știe ce o fi zis și Iosua, o fi fost nervos, o blestemat și el, o fi auzit lumea, o fi rămas în mintea cuiva, dar 800 de ani, băieți, nici Dumnezeu nu-și mai aduce aminte. Ascultați-mă bine, Dumnezeu nu-și modifică niciodată afirmațiile cu trecerea timpului. Afirmațiile lui Dumnezeu rămân aceleași, adevărul lui Dumnezeu rămâne neschimbat. Okay? Cuvântul lui Dumnezeu stă ferm în picioare în ciuda trecerii anilor.
În 2 Petru, capitolul 3, versetul 9 și 8 și 9 spune așa: dar prea iubiților, să nu uitați un lucru, căci pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ascultați-mă, timpul nu anulează adevărurile lui Dumnezeu, dar nici necredința ta și a oamenilor din jur nu anulează cuvântul lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, spune Domnul. În concluzie, vreau să amintesc câteva lucruri foarte simple. Acțiunile noastre împotriva cuvântului lui Dumnezeu vor avea consecințe. De aceea, sfatul meu, încă o dată, alături de toți ceilalți frați care au vorbit astăzi, este: puneți mâna pe Scriptură și citiți Scriptura în fiecare zi. Nu vă înarmați cu ideea aceea: bă, dacă știi mult, ți se cere mult. Ascultă-mă, ți se cere mult, știi sau nu știi. Că în fața lui Dumnezeu nu o să putem spune: I'm sorry, Doamne, n-am avut timp să citesc. Ține în fața polițaiului când te-a prins cu viteză, să spui că nu știi legea. Eu nu știu de legea asta, când s-o dat. Ia încearcă să vezi. Poate te alegi și cu oameni de mai mare. Un frate îmi spunea de la Chicago: ce mă, Petric, am fost la judecător. Și ce mă, am fost așa de mândru că n-am vrut să duc pe nevastă mea să fie traducător. Nevastă s-a născuse în America și el, domnule, cum el să cheme pe nevastă să fie traducătoare, nici vorbă, s-a dus el. Și de ce te amenda? Zice, mă, am zis yes și trebuia să zic no. Atunci a intervenit nevasta asta care a stat în sală. Da, zice, l-a întrebat judecătorul, mai mergi cu viteză? Și am zis, yes. No, bun, mi-a dublat amenda, zice. Dar pentru el era simplu, zice, dacă ziceam nou, era în regulă. Da, am zis yes și nu trebuia. Ignoranța, acțiunile noastre, toate, cuvântul lui Dumnezeu asupra vieții noastre are consecințe. Ascultăm sau nu ascultăm? Dacă nu ascultăm de el, vom trăi cu consecințe. Victimele uneori pot să fie proprii noștri urmași, proprii noștri copii. Nu că Dumnezeu va pedepsi pe copiii noștri pentru păcatele noastre, nu. Dar trăind în casă cu noi, vor învăța să vorbească ca și noi, să se poarte ca și noi, să aibă atitudini ca și noi, să umble pe unde am umblat noi, nu? Și vor suferi proprii noștri copii. Ignoranța nu este o scuză care ține. Nu ține nici în fața legii oamenilor și nici în fața legii lui Dumnezeu. Cine cunoaște mult, îi se cere mult. Dar ascultați-mă, cine ignoră mult, mult va plăti. Să nu ignorăm cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent cât ani au trecut din ziua când el l-a scris aici, el este credincios și drept și se va ține de cuvântul său până la capăt. Haideți să ne ridicăm, să mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi și să-i mulțumim lui Dumnezeu că este bun cu noi în fiecare zi. Amin.